Da. Pep Guardiola a spus că cere garanții ca să fie adus pe Etihad la Manchester City, fotbalistul de la Naționala Portugaliei care a marcat pentru Portugalia-Ghana la CAM Qatar 2022 pentru scorul de 3-2. Pep Guardiola implicat ca martor într-un caz de viol în Premier League cu un jucător. Pep Guardiola, 51 de ani, vrea să transfere un titular de la Real Madrid către echipa pe care o comandă Manchester City cu stadion Etihad. Și acum vă predau ultima știre în care este implicat Pep Guardiola ca viitor selecționer al Braziliei după ce a fost eliminată la loviturile de departajare de către Croația-Brazilia. Este un presupus succesor al lui Tite, 61 de ani, dar antrenorul Pep Guardiola nu a stat pe gânduri și a spus că relația lui cu Manchester City este magnifică, cordială și excelentă și a spus nu Federației Braziliene de Fotbal. Și cu acesta încheie periplul pe această săptămână cu fotbalul care te întoarce la 160 de grade, pentru că așa cum balonul este rotund și știrile din fotbal ne pot surprinde, mai ales cu acest mondial de iarnă. Vă spun la revedere!